Carmen. Am tot Cristina. Vorbit despre diete, despre cum arătăm, să avem o siluetă de invidiat așa ca tine. Mulțumesc. Ești o persoană apreciată, plăcută, apar des în spațiul public și oamenii sunt la curent cu activitățile tale. Dar cum a fost copilăria ta? Wow. Da, te rog. Stai să iau o gură de cafea să-mi amintesc că unul dintre lucrurile neplăcute care se întâmplă după 40 are legătură cu memoria. Nu mi-e frică de 40. Nu mi-e frică, păi nu mi-e frică nici de 40, nici de 50. Eu am ales vârsta asta pentru că am perceput-o așa ca fiind un prag emoțional pentru cele mai multe femei. Da. Dar nu e vorba despre o anumită vârstă, este despre trecerea timpului. Asta am vrut să spun cu nu mi-e frică de 40. Nu mi-e frică de trecerea timpului, că vârsta biologică depinde și de felul în care noi ne întreținem și este într-o mare măsură și alegerea noastră. Da. Și felul în care tu treci prin etapa asta 40 plus sau 50 plus sau cu cât vrei tu, ține și de tine și de felul în care tu ai grijă de tine. Revenind la copilărie, dă-mi o etapă așa de vârstă. Ce-ți trece prin minte când te gândești la copilăria? Am fost un copil fericit care a crescut cu doi părinți care l-au iubit și îl iubesc. Am avut șansa și da, cred că e o șansă să stau o bună parte a copilăriei mele la țară, iar lucrul ăsta mi-a făcut foarte bine într-un sat de pescari, de pe malul Dunării, care se numește Vaduoi și de care pe mine mă leagă foarte multe amintiri, adică e zona mea sensibilă, e zona în care eu mă încarc pur și simplu, mă duc acolo, când plec de acolo sunt parcă alt om, mult mai energic și cu alt gen de dispoziție și chef de viață. Sigur, așa cum spuneam, am avut o copilărie fericită cu aceste perioade de mers la bunici, mi-am petrecut foarte multe vacanțe. Până la o anumită vârstă am stat efectiv acolo pentru că ai mei lucrau și pe vremea aia nu erau cu bonele. Da. Da. Nu era varianta de bonă filipineză și ai mei nu și-ar fi permis oricum. Și am stat la bunici, după care am început să merg la școală și mă duceam doar în vacanțe la bunici, dar toate vacanțele mele erau petrecute acolo și da, e un sat din ăsta idilic, e o zonă fix pe malul Dunării, cu pădure bogată, cu vegetație, cu plajă de nisip, cu o zonă în care există inclusiv ape termale, dar care sunt neexploatate pentru că e mai complicat, e nevoie de investiții, e un sat cu foarte multe avantaje din asta. E, așa cum spuneam, o zonă insuficient exploatată și, sincer să fiu, mie îmi convine că e așa, pentru că e oaza mea de liniște, oaza în care mă retrag atunci când simt nevoie.